Bună, dragilor, bine ați revenit pe canalul meu. Dacă ești pentru prima dată aici, numele meu este Daniela Maron, iar acest vlog este pentru fete și femei care doresc să-l cunoască mai profund pe Dumnezeu. Am să intru direct în subiect și am să vă citesc un citat. Fiți atente, sunt convinsă că o să vă placă până o să știți despre ce e vorba. Știam că un singur lucru era real. M-am îndrăgostit de tine, o dragoste atât de profundă încât ți-am dat totul de la minte și trup până la duh și suflet. Doamne, ce ne-ar place nouă să ni se spună lucrul ăsta sau ce ne place când ni se spune. Știți despre cine e vorba și cine a scris și de ce a scris? Kobe Bryant, un basketbalist renumit, cunoscut, unul dintre cei mai buni și este o declarație de dragoste pentru basket. Hai, hai să-l mai citim încă o dată. Știam că un singur lucru era real. M-am îndrăgostit de tine. O dragoste atât de profundă încât ți-am dat totul de la minte și trup până la duh și suflet. Disciplina sa nemiloasă, nemiloasă îl diferenția pe Kobe Bryant de toți ceilalți. Nimeni nu începea antrenamentul mai devreme și nimeni nu îl termina mai târziu. A vrut să fie cel mai bun, a vrut acel premiu. Apoi îl avem pe Will Smith, probabil de el ați auzit, da? Un actor cunoscut. Și fiți atente la ce spune Will Smith. În centrul realizării oricărui vis se află disciplina de sine. Fie că este vorba de domeniul financiar, de afaceri sau de dragoste, disciplina este cheia succesului. Atunci când motivația este scăzută, disciplina se ridică. Atunci când îndoiala de sine se scurge, disciplina deschide calea spre viitor. Will Smith, de obicei, când oferă interviuri, vorbește despre disciplină și dă un exemplu. Un exemplu în care el este la o sală de sport împreună cu un amic de-a lui și spune așa, dacă amicul acesta mi-ar cere să facem o competiție, da? care poate alerga mai mult pe banda de alergare, care rezistă mai mult. El spune, aș da tot ce aș avea ca să câștig, chiar dacă asta ar însemna să dau ultima suflore, suflare și să mor pe acea bandă de alergare. Eu întotdeauna voi fi cel mai bun. îmi aduce aminte ce spune Will Smith, dar faptul că își va da ultima suflare, că e gata să moară pe acea bandă de alergare, mi aduce aminte de o altă, o altă poveste a unui tânăr care își dorește foarte mult să fie bogat și să atingă succesul și îl întreabă pe un milionar mai bătrân. Nu vrei să mă înveți și pe mine? Să fiu ca tine, să ajung și eu să am succes ca și cum ai tu. Și bătrânul milionar îi spune ok, mâine dimineață la ora 4, te rog să te întâlnești cu mine pe malul mării. Tânărul acceptă, curios să vadă ce anume, ce va învăța. La 4 dimineața următoarea zi se întâlnesc cei doi, bătrânul îl îndeamnă pe tânăr să intre în apă și intră împreună tot mai adânc. Apoi îi spune te rog să. Îți baci capul sub apă și să stai acolo cât de mult poți și cât de mult vrei să fii bogat. Tânărul face asta, bătrânul îl ține oarecum, puțin cu capul sub apă, și după aproximativ un minut, tânărul se zbate pentru aer. Lecția bătrânului era când îți dorești să fii bogat, să atingi succesul. Îndeajuns încât să fii gata să mori, adică să rămâi sub apă, chiar dacă nu mai ai aer, când îți, îți dorește la acest nivel, atunci vei fi cu adevărat pregătit. Atunci ești gata să lupți. Noi știm că acești mari sportivi ca să poată să ajungă la nivelul de performanță la care ei ajung, trebuie să renunțe mult la sine și să exercite o măsură destul de ridicată de disciplină și renunțare la sine. O avem și pe Simona Halep, acum știu că ea este la știri cu tot felul de alte probleme. E relevant pentru subiectul nostru. Căutam să văd ce fel de articole s-au scris despre ea și unele dintre, dintre, articole aveau titluri de genul Simona Halep Monstrul disciplinei și, disciplinei și al Constanței. Povestea Simonei Halep, disciplina și perseverența, ingredientele succesului. E clar că la baza unei astfel de performanță trebuie să stea foarte multă disciplină și să rabzi multe neplăceri de dragul a ceea ce îți aduce bucurie. Secretul disciplinei, fetelor, nu stă în faptul că îți găsești plăcerea într-un lucru greu sau un exercițiu riguros, ci în premiul pentru care suntem dispuse să renunțăm la noi. Am să vă mai zic încă o dată, fiți atente. Secretul disciplinei nu stă în faptul că îți găsești plăcerea într-un lucru greu de făcut sau un exercițiu riguros, ci în premiul pentru care suntem dispuse să suferim renunțarea la sine. Care e legătură cu, legătura cu creștinismul și cu Biblia? Una foarte clară, dacă noi ne uităm Pavel, practic, ne explică de ce sportivii aceștia au puterea să se antreneze atât de greu, și nouă ne este greu, și să citim Biblia o odată pe zi, sau um, să ne rugăm. Sau să ne trezim dimineața să citim Biblia. Fiți atente! 1 Corinteni 9:24 cu 25. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel încât să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrurile acestea ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul, lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate Veșteji. Sportivii aceștia nu duc o viață disciplinată pentru că ei consideră disciplina ca fiind ceva virtuos. Duc o viață disciplinată pentru că vor bucuria care vine în urma câștigării premiului. Ei cred cu toată inima lor că plăcerea care vine din câștigarea premiului este cu mult superioară plăcerii care vine din autoindulgență. Și Pavel nu condamnă asta, că ei luptă pentru premiul și pentru plăcerea care vine din premiu. În schimb, Pavel confirmă că și disciplina sa e motivată în același mod, El zice, disciplina mea e motivată de o cunună. Diferența, însă, este una majoră. Că. Cununa pentru care luptă sportivii este una care se veștejește. Dar cu pentru care aleargă și luptă Pavel, e una care nu se veștejește. Deci, puterea disciplinei nu vine din faptul că admir disciplina. Puterea disciplinei nu vine din faptul că fac. Disciplina un ultim cel în viața mea. Dacă o să ajung să fiu disciplinată, am cucerit și am biruit totul. Nu vine nici măcar din luarea unor hotărâri, deși acestea toate ne ajută. Dar doar dacă fundamentul este corect, când motivul de bază este corect. Și cu siguranță nu vine din faptul că ne urăm lipsa de disciplină și că de data aceasta ne vom lupta până la sânge, ne hotărâm din nou și de data asta vorbim chiar serios. Nu vine din toate acestea puterea disciplinei. John Piper spune, puterea disciplinei vine din premiu. Ceea ce ne dorim cu adevărat, recompensa care credem că ne va produce cea mai mare plăcere. Și propoziția aceasta ar trebui să Ridice niște semne de întrebare în mintea ta. De ce, până acum, nu ai avut puterea să ai o măsură sau o anumită disciplină care ține de credința ta? Am să spun încă o dată, am să repet încă o dată ce am spus, și ține minte întrebarea asta. Puterea pentru disciplină vine din. Premiu, ceea ce ne dorim cu adevărat, recompensa care credem că ne va produce cea mai mare plăcere. Știți acele experimente în care li se oferă copilașilor ceva dulce, marshmallow sau o bucățică de ciocolată și li se spune, uite, nu mânca până când vin eu înapoi. Și dacă reușești să nu o mănânci până când vin eu înapoi, am să-ți mai dau încă una. O recompensă, un premiu. Unii dintre copiii care reușesc să nu mănânce bucățica aceea de ciocolată uh, se prefac că este ceva necomestibil, că e o bucată de lemn sau își distrag atenția inventând un cântecel. În loc să stea și să se tot uite la prăjitura aia sau bucățica aia de ciocolată, o transformă într-o atracție mai puțin palpitantă pentru ei. Dacă schimbi modul în care te gândești la acel lucru, la acea prăjitură sau acea ciocolată, se schimbă și impactul pe care aceasta îl are asupra ta. Ei se prefacă că ceea ce au în față nu este comestibil. Însă Pavel spune că el nici măcar nu trebuie să se prefacă. Ci adevărul e că el consideră totul ca fiind gunoi în comparație sau pe lângă bucuria cunoașterii de Hristos. Acesta este premiul lui Pavel. Fiți atente! Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Domnul meu, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Filipen 3,8 El nici măcar nu trebuie să se prefacă. Unii creștini își trăiesc întreag, întreaga viață Prefăcându-se că lumea nu e atrăgătoare, pe când alții, copleșiți de cunoașterea lui Hristos, știu cu fiecare părticică a ființei lor că nimic nu se compară cu bucuria prezenței lui Hristos. Ce mare diferență între aceste două categorii. Unii care se prefac și mereu trebuie să și spună că nu e atrăgătoare deși ei, ei pe ei îi atrage maxim și alții care sunt capabili. Oare oare unde e diferența asta sau ce face diferența aceasta? Dacă nu o măsură de cunoaștere reală a lui Hristos, care te înfometează după mai mult și care te face să conștientizezi că mâncarea pe care ți-o oferă lumea asta e gunoi, că tu deja ai gustat din altceva și acel altceva e infinit mai delicios. Biblia are mult mai mult de oferit decât o renunțare brută. Întoarceți privirea de la lucrurile acestea. Da, dar nu doar pur și simplu întoarceți privirea și atât, ci întoarceți privirea la adevărata desfătare. Nu ne întoarcem privirea spre o simplă diversiune, ci spre sursa adevăratei schimbări, a realei surse de putere, unde te poți desfăta în mod legal cheia stăpânirii de sine nu e în interior, e în sus. Când crezi că stăpânirea de sine e născută și frământată în interior, înseamnă că ajungi la acea măsură de disciplină prin efortul tău, ceea ce înseamnă că este pentru lauda ta. Iar viața creștinului e pentru lauda lui Dumnezeu. Disciplina și controlul de sine vin de sus, ca dar, prin Duhul Sfânt. Însă cu toate știm că acestea nu vin pur și simplu, da? ci mai degrabă ceea ce ne este promis, uneori trebuie să luăm cu forța. Sună ciudat, dar nu e, pentru că noi mai vedem asta întâmplându-se în Vechiul Testament. Și am să vă dau imediat uh, uh, exemplul. Fiți atente. Noi primim, noi nu primim pasiv acest dar, ci activ. Adică, noi nu suntem sursa, însă noi îl primim, îl deschidem și îl trăim. O promisiune pe care trebuie să o iei oarecum cu forța. Și am zis, de exemplu cu evrei, li s-a promis țara, dar nu li s-a dat pur și simplu, ci li s-a spus luptă pentru ea. Și au trebuit să lupte pas cu pas, pas cu pas. Dar țara le era deja promisă. Tot așa și cu darul stăpânirii de sine. Ne este promis, dar trebuie să îl luăm cu forța. Și un prim pas în această luptă este o cunoaștere mai adâncă a cine este Hristos, a premiului, pentru că premiul e cel care, după cum deja am stabilit, ne dă puterea să mergem înainte. Vreau să menționez ceva, așa, o mică paranteză, ceva important. Noi suntem ființe complexe. Ok? Sunt foarte mulți factori de luat în considerare când analizăm capacitățile noastre de autodisciplinare. Și, Câțiva factori sunt biologia noastră, genetica, traumele din trecut, predispozițiile cu care venim, diferite provocări, poate de sănătate mentală, și multe alte probleme care ne pot afecta la nivele diferite, pe fiecare dintre noi. Dar vestea bună este că Dumnezeu înțelege cum ne afectează pe fiecare dintre noi, fiecare dintre acestea. El știe că nu toți avem aceleași capacități de autodisciplinare, de autodiscipl autodisciplină și nu ne impune aceleași, aceleași, tuturor aceleași așteptări. Versetul acesta, da, oricui s-a dat mult, îi se va cere mult. E principiul lui Isus care se aplică și aici. Așa că trebuie să fim foarte atente atunci când ne evaluăm pe noi înșine în comparație cu ceilalți. Ei, comparația aceasta. Noi nu ne evaluăm în comparație cu ceilalți. Nu prin comparație. Noi luptăm. Și atât. Nu tot tragem cu ochiul în stânga și în dreapta. Și dacă o facem, să înțelegem că suntem oameni diferiți. Că poate o persoană care este în mod destul de natural disciplinată sau care are o dragoste și o pasiune pentru disciplină este mai disciplinată decât noi, iar noi atunci cădem într-o stare de eu niciodată nu o să reușesc, că ne pierdem speranța, asta nu e sănătos. Și să ne aducem aminte de principiile acesta. Cu ei se cere mult, cu ei se dă mult, îi se cere mult. E principiul lui Isus. Ok? Și apoi un alt lucru la care trebuie să fim, să fim atente este să fim pline de bunăvoință atunci când îi evaluăm pe alții în comparație cu noi. Pline de bunăvoință atunci când îi evaluăm pe alții în comparație cu noi. Stai cățelușul meu și-a pierdut probabil undeva jucăria și acum latră. Plânge. Bun. Poate sunt eu persoana aceea. Da, poate ești tu persoana aceea Căruia îi vine puțin mai ușor sau pentru care lupta nu este la fel de grea pentru a se disciplina ca și cum este pentru prietena de lângă tine. Ai grijă cum o judeci. Păi cum? Păi să se trezească și ea dimineața. Că și eu mă trezesc, da și pentru mine a fost greu, dar am făcut-o. Ai grijă. Ai grijă. Fi plină de bunătate și înțelege că sunt factor care influențează capacitățile acestea. Dar niciodată să nu cazi în ispita victimizării. A, păi uite, viața mea a fost așa, și așa, familia mea a fost așa, și așa, eu nu am șansă, eu din personalitate sunt mai. Deci sunt victimă și mă spăl pe mâini, atunci nu mai lupt că ai pierdut dacă faci asta. Ai pierdut real. Nu. Te duce pe spirala victimizării. Luptă. Ridică-te din noroi. Nu, ți lăsa, nu lăsa contextul să-ți definească prezentul și viitorul. Luptă. Mulți oameni se absolvă de responsabilitate pentru că s-au autodiagnosticat cu ceva. Nu cădeți în capcana aceasta a culturii noastre. Deci, luăm în vedere. Da, luăm în considerare biologia, genetica, traumele și așa mai departe, dar prin harul lui Dumnezeu înaintăm. Acești factori nu schimbă combustibilul fundamental care alimentează capacitățile pe care le avem pentru autodisciplină și renunțare, și anume bucuria unei răsplătiri puse înaintea noastră. Evrei 12 cu 2. Acesta este combustibilul fundamental care alimentează capacitatea pe care o avem pentru autodisciplină și renunțare. Bucuria unei răsplătiri puse înaintea noastră. De foarte multe ori am scris în jurnal asta încă din adolescență. M-am uitat la oamenii din jurul meu sau la oameni despre care citiam, care au ajuns la un anumit nivel de disciplină și eu nu reușeam să mă disciplinez în chestiile micuțe. Și oamenii aceștia nu trăiau pentru Dumnezeu cum trăiam eu pentru Dumnezeu, nu aveau Duhul Sfânt în ei cum îl aveam eu și nu înțelegeam de ce ei pot și eu nu pot. Nu ar trebui cu atât mai mult eu să pot, care trăiesc pentru Dumnezeu. Erau întrebările mele care umpleau paginile uh, jurnalelor și nu vă vorbesc din perspectiva unei femei care a ajuns la un, un nivel de performanță foarte ridicat, și eu sunt cea mai disciplinată și perfectă ființă din Univers, nu. Dar, cu siguranță, am înțeles că nu lipsa de voință sau de putere e ceea ce e la rădăcina problemei noastre. Mai degrabă, acestea sunt un simptom al unei probleme mai adânci. Nu asta ne împiedică cu adevărat. Ce ne împiedică cu adevărat sunt dorințele noastre reale, adevărate. Voința noastră se supune dorințelor noastre, a dorințelor noastre reale. Ceea ce vreau eu cu adevărat poate să fie diferit de ceea ce îmi imaginez că vreau. Am să repet încă o dată. Ceea ce vreau eu cu adevărat poate să fie diferit față de ceea ce îmi imaginez că vreau. Când luăm o hotărâre care implică disciplină și eșuăm, este foarte probabil ca acea hotărâre să se fi bazat pe o recompensă imaginară. Ne imaginăm cum ar fi să trăim beneficiile unui anumit obiectiv, cum ar fi să mergem la sală, să slăbim, să citim Biblia într-un an, să avem o viață de rugăciune mai pasională, să economisim niște bani. Ceea ce ne imaginăm, ni se pare dezirabil, de dorit. Simțim așa un impuls, de, un impuls de energie, de voință, luăm o hotărâre nouă. Credem sau vrem să credem că inspirația noastră provine dintr-o nouă convingere Că recompensa pe care ne-o imaginăm ne va face cu adevărat fericite. Dar odată ce experimentăm neplăcerile renunțării la sine, inspirația cu toată puterea ei se evaporă. Și scopul nu mai pare să merite, așa că renunțăm la el. Ce s-a întâmplat de fapt? Ne-a plăcut imaginația recompensei, dar recompensa în sine, nu a fost suficient de reală pentru noi pentru a alimenta disciplina, pentru a ne alimenta disciplina. Nu am crezut cu adevărat în ea. A fost o, o fantezie, și când fantezia s-a risipit, s-a dus și puterea de a mai acționa în direcția aceea ne-am dat seama că de fapt ne dorea mai mult o altă recompensă, da? Exemplu banal, recompensa nutelei. Ne dorea mai mult decât slăbitul. Recompensa Netflix-ului ne dorea mai mult, ne dorea mai mult decât cititul Bibliei. Sau a serialului, da? Plăcerea pe care o simt plăcerea aceea de moment pe care o simt când citesc serialul, mi-o doresc mai mult decât relația, plăcerea pe care o simt în relația mea cu Dumnezeu. Și întrebarea e de ce? Că dacă n-ar fi așa, aș spune nu serialului. Dar e clar așa. De aia nu spun nu serialului. Și de ce e așa? Poate pentru că noi nu am gustat plăcerea relației cu Dumnezeu. Poate că nu-l cunoaștem, poate trebuie să ne punem niște întrebări reale cu privire la relația noastră cu Dumnezeu. Pavel spune: Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro. Alerg, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Pavel a alergat cu ochii la premiu. Premiul care el credea că îi va aduce cea mai multă fericire, adică cunoașterea de Hristos. Și ca el să creadă că aceasta îi aduce cea mai, ma cea mai multă fericire, trebuie să fi gustat cel puțin un pic din Hristos. Și asta e cheia autodisciplinei, draga mea. Convingerea noastră reală că plăcerile unei recompense viitoare merită negarea unor plăceri prezente mai mici. Probabil că o parte dintre voi îl citiți sau îl ascultați pe Jordan Peterson. El mereu vorbește despre gratificarea amânată. Amân momentul prezent de plăcere pentru o plăcere mai mare viitoare. Dar, ca să am puterea să fac asta, trebuie să cred cu adevărat în plăcerea aceea mai mare viitoare. Doar așa pot avea stăpânire de sine și privind lucrurile biblic, da? Dacă pe lângă cunoașterea lui Hristos nu le consider pe toate celelalte ca fiind gunoi, șansele de disciplină, autodisciplină, renunțare la sine sunt mici. Pentru că soluția nu stă în mai multe eforturi motivate de datorie și cu multă frustrare. Mai degrabă, draga mea, tu și cu mine suntem invitate la desfătare să explorăm răsplata nepieritoare pe care ne oferă Dumnezeu. Disciplina pentru noi trebuie să vină ca urmare a unei conectări la Dumnezeu. Când mintea mea este conectată la Dumnezeu, gândurile mele sunt conectate la El. Când gândurile mele sunt conectate la El, acestea aduc emoții. Emoții care, în mod normal, da, sunt conectate și ele la gândurile care sunt conectate la Dumnezeu. Deci, aceste gânduri creează emoțiile și emoțiile acestea duc la fapte. Când ochii noștri sunt ațintiți la Hristos, disciplina vine ca roadă a Duhului Sfânt. Mai vreau să ating și. Subiectul disciplinei neduhovnicești. Da, există și eu disciplină, disciplină neduhovnicească, și vreau așa puțin să, să, să punctez câteva aspecte. Disciplina aceasta, acest tip de disciplină, poate să fie nerăbdătoare și așteaptă ca Dumnezeu să acționeze atunci când vrem noi. E egoistă. Vrea ca Dumnezeu să facă ceea ce vrem noi și își concentrează rugăciunile asupra noastră și a voii noastre. Nu a voii lui Dumnezeu, facă-se voia ta precum încerci așa, așa și pe pământ, nu, Doamne, facă-se voia mea. Și această disciplină mai e și de scurtă durată, se termină odată ce se termină și necazul. Un câștig propriu prin propria putere. Eu personal am trecut odată printr-un prin acest tip de disciplină și mi-am învățat lecția, mi-am propus șapte zile de post cu rugăciune pentru un obiectiv, pentru ceva ce eu voiam. Și am fost foarte disciplinată ca să se întâmple exact ceea ce eu voiam să se întâmple și, bineînțeles, când a venit, i-am pus și oră la Dumnezeu și zi și oră limită și când a venit vremea nu s-a întâmplat. Și am fost așa de supărată și dezamăgită, ca un copil imatur. Pentru că asta și eram, un copil imatur. Nu este ok să te folosești de disciplină ca să manipulezi mâna lui Dumnezeu. Poate reușești fără această atenție reală la Hristos, da, ochii la premiu. Un premiu pe care îl dorești pentru că îl cunoști pe Hristos. Poate reușești fără aceasta să ai o măsură de disciplină sau poate într-un anumit domeniu să fii chiar disciplinat. Dar eu cred că atitudinea noastră ca și creștini trebuie să fie diferit chiar și în subiectul disciplinei. Disciplina pe care noi o avem trebuie să ducă atenția și lauda la Hristos. Să învățăm disciplina în puterea pe care El ne-o dă și care curge din promisiunea lui. Învățăm să spunem nu. Dar nu spunem nu oricum. Nuul nostru trebuie să ducă la Hristos. Să-i aducă glorie lui Isus. Cum să facem asta? Știți citatul acela lui John Piper? Care spune... Dumnezeu este cel mai glorificat în noi atunci când noi suntem cel mai împliniți în El. Împlinirea o găsim în cunoașterea lui, când acesta este premiul și combustibilul disciplinei noastre. Am să vă dau câțiva pași. E important să ne recunoaștem neputința, insuficiența noastră. Ca prim pas, noi nu putem, Doamne. Apoi să ne rugăm pentru ajutorul lui Isus. Apoi să îmbrățișăm responsabilitatea și să ne gândim la strategii clare, să plănuim lucrurile, cum ar fi să-mi fac curățenie pe birou unde e Biblia și jurnalul, ca dimineață când mă trezesc să nu-mi vină să fug de birou ăla, ci să mă atragă, să-mi să fac o strategie, mă ajută dacă văd că este în ordine și este aranjat și este un loc plăcut și liniștit. Asta funcționează pentru mine foarte mult. Da, deci gândim strate strategii specifice, apoi ne încredem în promisiunea lui Dumnezeu că El ne va da putere pentru orice lucrare bună, după cum spune Biblia. Mai apoi acționăm cu credință că El face acest lucru în noi și prin noi, după cum spune Filipeni 2. 12 și 13. Să nu uităm, bineînțeles, și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare ajutor oferit prin Duhul Sfânt, pentru că ne ajută să cucerim teritori teritoriile stăpânirii de Sine și toate acestea, toți acești pași, alimentați de o credință neclintită în cununa nepieritoare pe care El. Ne-a promis-o. O cunună care nu se veștejește niciodată. Ultimele cuvinte pe care vreau să vi le spun astăzi sunt din Cuvântul lui Dumnezeu. Am să vă las cu ele. Da? Este și dorința inimii mele și îmi doresc să fie și cuvintele inimilor voastre. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit. Dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă. Dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Gândul acesta, dar să ne însuflețească. Filipeni 4:12-14. A fost o bucurie reală să vă slujesc din nou. Sper că aceste gânduri v-au fost de ajutor. Vă îmbrățișez cu drag, cu dor și aștept să ne vedem data viitoare. Mult har și multă pace. Trăiți dincolo de voi și pentru Hristos.